Magistrații din Bănie au decis ca Ciupilan să intre sub control judiciar. Dispune înlocuirea măsurii arestării la domiciliu dispusă față de inculpatul Rădulescu Ion cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Pe timpul controlului judiciar să nu părăsească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar, să nu se apropie de inculpatul Mihai Ilarie, de martorii și experții din cauză, să nu comunice cu aceștia direct sau indirect pe nicio cale. Sentința este definitivă, se arată pe site-ul Curții de Apel Craiova. Ion Rădulescu, zis și Ciupilan, este cercetat pentru evaziune fiscală, creând un prejudiciu care se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei vechi. Suspiciunea este că ar fi fost întocmite facturi false pentru transportul unor cantități mari de fier vechi. Ion Rădulescu a fost cunoscut după ce a fost protagonistul unui videoclip de manele. De atunci, afaceristul de pe Meteor este cunoscut sub numele de Ciupilan. Nu este prima dată când afacerile cu fier vechi îl aruncă pe acesta după gratii. Rădulescu a mai fost judecat și condamnat într-un dosar celebru numit Macumba și Mucamba, după numele a două dintre firmele sale implicate în afacerile cu fier vechi, în care prejudiciul a fost de peste 1 milion de euro. Ciupilan a fost arestat preventiv pentru câteva săptămâni, dar a scăpat după ce a plătit o cauțiune de 80.000 de lei. De asemenea, are deja o condamnare nedefinitivă de 4 ani și 6 luni de închisoare într-un alt dosar de evaziune fiscală.